Salut, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod. Astăzi facem un nou episod. Este de dimineață și am început recoltatul la floarea soarelui. Am terminat cam de o săptămână cu rapița și cu grâul. Și acum am băgat la floarea soarelui și mergem la mașina eu aici. Un tractor e pe aici, dar n-am mașina. Mergem la ferma din sat ca să iau 7400 lei, parcă era. Sper să nu greșesc. Că e un băiat, mi-a adus o combină, o Rosa Smash, de la mare, și cu header-ul de la Massey Ferguson-ul meu. Mi-a adus în teste și a trăierat azi noapte în sol cu el. Și, a trăierat azi noapte cu el și, bun, gata, am revenit. Îmi bipoia camera, nu știu de ce. Sper că la voi nu s-a auzit. De repede. Vreo mașină, ceva, nu? Nici ce se întâmplă, nu prea mai sunt mașini pe aici. Am mai vândut satul ăsta mașinii, că s-a scumpit benzina, motorina, am văzut bunul că un ATV-ul și de-abia și luase unul, tot așa, a fost coleg cu mine la școală și n-avea o săptămână că l-a și vândut. Se prefăcea că mă uit de mașini. Se prefăcea că ștergea acolo farurile și era tare. Da, o să băgăm și la porumb în curând. Am tirul acolo, netirul meu, știu. Nu l-am mai luat, a zis, lasă-l, ia-l tu, păstrează-l la tine, că nu-mi trebuie deocamdată. Am băgat îngrășămintea acolo înăuntru. Așa, și aici avem remorca, e goală. Am mai cărat el niște rapiță cu ea. Deci, John Deere, 7430, uite-mă că am zis. Așa, hai. Bun, haide să vedem. Tac. Să fac o a treia. Așa, mergem încet. E bun că rupin, că a treia dată azi noapte ăsta. Aseară, pe la 11-12, am fost acolo. Și am lăsat mașina la el acasă. Vreau să mă duc să iau mașina. Așa. Hopa. Ia atenție. Da, așa că evita Natahala pe aici. Să avem grijă că sunt cu drumul. Că Natahala, care o 1100 lei, e cel mai mare tractor la mine, mai frumă. Și da, vreau să-mi iau un Holland acum, am pus ochii. Și să vând, aș vrea să vând 7800 lei. Și să-mi iau un New Holland. Mi-ar place mai cum așa, e frumos. Un Holland de numai care, dar nu mare, dar care are punta ieșită în afară cu roțile, în față, roțile din față din afară. Nu mai știu numele, 190, parcă te este, nu mai știu. În fine, dar așteptă, nu vreau să-l vând. Că, nu prea îmi convine. Nu dă consum, care un consum scăzut, adică la disc, la un hectar, îmi consumă 10 litri. Și nu e de acord. Și, în caz e suntem în 19 august. Ce bucă am toată lumea la treierat, am văzut. Cam toată lumea. Aici. Am adunat și baloții. Am o remorcă specială de baloți. Nu știu dacă v-am arătat eu acolo în urmă, o să vă arăt. Și acum bag la disc. Bag direct semănătoare. Bag o rapiță. O șurică. Uite cum bine am face. E bitoai matahazi. Frumoasă rămâne. Ori o cumpăr pe asta și o vând pe aia, ori am vorbit că le dăm și facem schimb. Aș face schimb. Ca mea, de câte știți, n-are becul pe față. Uite așa, bine. Ia, hai să vedem, ne băgăm. Asta așa. Hai să ieșim de aici, să mergem partea aia pe miriție, că nu am așa cu problemă. Tac, are 12 tone 500. Buncărul la combina asta. Remorca mea are 7 tone. Și nu e. La floare are și asta. Tot așa, are 7 tone la floare. Deci nu umple remorca. Că floare are, știți, chimie ușoară, mă, chestii mei, trebuie să ne mai alele. Tot zi. Floarea acolo e super curată, deci am luat aseară
cu un sac de mâini bunker. Am dus acasă. Băi, deci e atât de curată o scoate. Ce o scoate mai să fie? Să nu așa? Ca asta, asta e combina super. Bă, să smash-ul și cu case sunt cele mai bune combine de mâini. Nu o să-l smash-ul, eu o să-l smash-ul pe doi. Așa îl consider eu. Dar case-ul e cea mai bună combine de mâini. Așa o consider eu și așa și cred că e cea mai bună și pe consum și pe toate. Nu știu ce repede descarc asta. Uite ce pe așa. Așa. Fac. Păi nu e, că mai rămâne în combina. Mamă cât are. Mamă, am încut combina, băieți. Asta are remorcă. Am încut remorcă, fiți atenți. Am încut remorcă, băi, ești nebun. Și tot mai rămâne în combina, vezi? Ce mare! Uite, deci cum am și tras asta. Wow! Și tot mi-a mai rămas în combina. Cred că mi-a mai rămas 500 de chile. Wow! Sunt uimit. Bă, stai așa să mă urc. Bă, de aici sigur mai umblu ceva. Și plus că m-am în buncăr. Și 600-700 de chile. Așa că hai să mergem direct la vânzare să trimite această floare. Direct la vânzare să trimite această floare. Bun, știți drumul, eu nu mai fac contracte, că vând, că nu știu ce. Nu, n-am nevoie pentru că sunt prieten bun cu băieții aia și oricum mă primesc. Deschid la 7 dimineața și închid pe la pe seara la 10. Asta e din tare. Cu dentare îi dăm mare. Mai aproape ajungea pe la capul ăla, dar... Nu. Nu mă ci dorim cu asta. Nu putem să ocolim că e asta. De trien. Dar următoarea o putem. Îmi pare bum bum bum. Depășire alergică. Dacă vine mașina de față, am belită. Dacă nu vine, am scăpăcit. Mă bag și pe bandă. Aha, e foarte bine. Are morca lungă. E lungă. Foarte lungă de morca asta. Și... S-a oprit. Nu sunt de cam așa. Tipul rumbă. Nu, dar de-aia aștept recolta la pormă. Nu m-am răbdare, sincer. Ia, nu mai am răbdare. Să recoltăm o dată și o dată la pormă. Ia, uite. Ia, că aproape am ajuns. Nu, no, cred că am ajuns să mă înșel. Nu, uite în partea aia. Nu mai depășesc pe ăsta, că nu are rost, că în față e curbă. Nu cred că mai și are rost să depășim. Nu vreau așa încet. Fără să vedem. Op. Bă, aici? Da, aici. Op. Mau, cum e atât de stabilă ca să fie remorca ta, sunt mulțumită de remorca. Chiar foarte bine. Bă, e foarte bine. Nu prea știu, nu prea am venit pe aici, am venit din partea asta. Da, mă, că bine. Nu te cunoște din partea asta, bă, zic. Of, sunt foarte of. Ia. Nu e departe, ca să știți. Nu e așa departe baza asta, e chiar aproape. E baza miștoată. Nu urcăm pe cântar, că nu e cântar, că n-am fost la mine acasă. Aolo, să cântăresc. Și o cântărim de aici. Trebuie să ies cu tractorul în afară. Gata, mă duc înăuntru, că trebuie să intru acolo înăuntru, revin. Gata, băi, băieți, mi-a cântărit-o, hopa, am sărit pe acolo. Jandir, mă pomeni așa, Jandir. O să tragem volanul, cu tractorul la Jandir, hoa, dar nu știe. Și dar repede avem 7 tone, 232, 7 tone 232, piese, o grămăzenie de bani. O grămăzenie de bani. Salut! Ce să văd după morca asta. Da, și o să fac schimb cu combinele.
aseară să meșul, pe masă Ferguson. Și așa nu m-am header-ul la masă Ferguson. Nu l-au luat școală. Of, of. Păi că nu e, nu e așa de ușor. Să dai cu spatele o remorcă de asta, mori cine o dă. Am luat-o pe lângă, fix pe unde nu trebuia. Aș fi legat-o de față, dar apoi trebuie să mă învârt invers ca să leg furtunile. Ah, fac. Da, mă, ce naibii, m-a trimis în altă parte și acolo nici nu pot să golez. Oh, oh, viața mare. Vine să-mi vin prin gardul ăsta. Nu-mi bat piciorul meu de mașină. Uite-te și tu, că să-mi bat piciorul. Nu permite silozul ăstora și trebuie să-l duc la niște colegi de-ai lor și morți, morți și ai luptat-o. Ce mă nervează. Bă, și eu. Dar bine ați venit, haideți să vă cântărim de morca. Hai, așa, 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 firăr. Și nu putea să-mi spună. Și știa aia. Cred că a zis că am venit să cântărez doar în mor. Dar eu am cântat, ăștia știu că eu am cântat. Aproape toți din satul ăsta la care vând eu știu că am cântat. La mine vând. Da. Ajungem mai repede pe aici. Nici nu știu dacă merg bine. Dar aia că intru pe telefon să nu ieși rezult. Da, eu merg foarte bine. Acum să sperăm că... Când mă gândi și piciorul să-mi bag. Nu știu ce chef mai am mea de filmat acum. Hai că în 10 minute, 10 minute dură. Ca să ajung și eu aici. Eu nu știu pe unde eu. Am mai fost pe aici, am mers să vin. Ce iau dracu cu mașina ta? Era să ducă dracu. Farul ăla. Cred că l-am zis. Vedem. Hai că las camera și mă duc să văd. Nu, acum am oprit tractorul aici unde știu că trebuie să vând. Ia uite ce de cartofi. Eu aici trebuie să vărs, eu așa știu. Acum, uite, vă că au și ăștia cântar. Păi să-mi bat piciorul în cântarul vostru. Eu unde descarc? Nu-i nimeni, nimeni. Și nu pot să descarc așa de unul singur. Uite pe aici, căzătură. Unde au ăștia grâu. Doamne. O să mai investighez pe aici să văd pe unde vărs. Poate au și un silos de la cu grătar. Ce și ăștia au cântărești de-i dracu. Nu știu. A, asta nici nu merge. Nu merge. Când arată 000. Ca la ilați. În fine. Doar casa, nu știu cum. Sunflower nota ce vere. A venit un italian. Firar mama ta. Paolo, unde vărs? Unde vărs? Unde vărs? Unde pun eu sorica asta? Unde? Unde pun eu sorica asta pe aici? Îmi zice să ieși mie. Unde o pun? Unde pun eu sorica asta? Unde? Unde o vărs? Aici? Da, trebuie să intru aici. Hop. Da, deci până la urmă au zis că vin ăștia de la ei, că nu mai e de trei, nu mai pot. Deja stau de o jumătate de oră aici, nu știu unde să golesc. Italianul ăsta tot îmi zice acolo, nu aici. E și el, nu aici. Of, să văd ce fac și revin de la teren, ca așa numai. Să văd, vin ăștia acum cu mașina. Să vedem unde golesc, unde naibă, și aici le lasă pe mine, nu mă interesează pe mine, mă interesează să-mi iau banii după ea. Atât mă interesează pe mine, atât. Dar, nu știu, hai că închid camera, că mă enervează italianul ăsta, dar vine să dau cu el, după el. Adică, nu mai eu știu ce pățicul ăla, până descărcai venirea aia, zice, mă zice băiatul ăla, hai vă descărcai ce mă știu. Păsa că oricum am umplat să-l dau de multă foarte. Bă, că nu mai e bun. Nu mai știe de capul. Uf, mă bag înapoi pe trailer acum, opresc videoul.
Nu mai, nu am niciun chef de filmat. Nu mai pot. Filmez, mai trăiesc acum, aici să termin. Și apoi mă duc, bag, uite-te, știu, am stat 2 ore. 2 ore, pe ceas am, 2 ore. Uf, 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 uf. Da. O termin aici și apoi mă bag la Tiger. Bag Tiger cu clasă și apoi mă bag să se numește. Nu știu ce s-a inspirat. Are tot așa de la băiatul ăsta care vrea să-mi dea combina. O aduc repede aia și dă cu discă și seamănă. Nu m-am nevoie de nimic. Și da, și termin și eu. Îl fac și eu. Sper că am făcut videoclipul. Dacă nu am făcut, dați-mi like.